Bine v-am regăsit la un episod, eu sunt Andrei Gaming Ro și la acest episod am să vă arăt cum să vă instalați MetaA. Prima dată și prima dată intrați pe un browser, eu am aici Microsoft, deci na, scrieți aici MetaA, ăsta, nu MetaA. Așa, scrieți MetaA și vă dă Multi-Theft Auto San Andreas, dați pe el și vă duce aici. Lasă că vă las link în descriere. Dați aici pe Dovland Windows 7 Plus, adică dați aici Dovland, așa. Așteptăm vreo 14 secunde, 9-8. Deci dacă mai vreți tutoriale, să dați un like și un subscribe. Deci na. Așa. Și dăm open. Așa o să se vadă, o să dați nest. Așa, după aia dați angry. Nu știu ce nest. Aici unde aveți San Andreasul, cred, unde vreți și dați install. Nu, acolo lăsați așa și aici unde aveți GTA San Andreasul. O să facem o probă să vedeți cum e pe server, pe ce server mă joc. O să revenim când intru pe MetaA și na. Așa, intrați aici, dați aici pe Which Connect. Pe Connect, așa. Dați la internet. Apăsați pe el și dați Connect. Eu sper în România Roleplay. Așteptați să se încarce mapa. Așa, vă creați un cont, vă puneți o parolă și vă logați. Bine ai venit pe Regi România! Așa,
Eu aici am stat că de... Nu băgați în seamă BMW-ul că... Auzi la mine BMW-ul. Stau cu BMW-urile. Nu să veți acolo ganurile. Avem aici o Dacia. Ia uitați. Uite. Cam atât a fost episodul de astăzi, vă rog să dați un like și un subscribe dacă v-a plăcut tutorialul ăsta și să dați un like pentru dăciuța noastră. V-am pupat. Și să dați un follow pe Instagramul meu, AndreiGaming71.